Bună ziua, dragii mei! Sunt Răzvan Stoica, sunt violonist și astăzi am să vă povestesc câteva lucruri interesante despre regina instrumentelor, vioara. Vom vorbi despre elementele din care este compusă vioara, despre lutieri, despre compozitori, despre violoniști celebri, dar vă voi și cânta câteva opusuri de referință. Vioara era un instrument prezent la toate petrecerile și balurile din vechime, unde se cântau dansuri din cele mai diverse. Unul dintre ele fiind saltarela, un dans cu pas vioi, al cărui nume vine chiar de la ritmul saltat, țopăit. Cel pe care îl voi cânta acum este scris de Henri Wieniawski, el însuși un virtuos al acestui instrument. V-ați întrebat vreodată din ce este compusă o vioară? Și cum se face că sunetul dintr-un instrument atât de mic are o putere atât de mare? Haideți să vedem împreună din ce este alcătuită o vioară. Vioara a apărut în nordul Italiei, în prima parte a secolului al XVI-lea. Din documente reiese că cea mai veche vioară cunoscută, care avea 4 coarde, așa cum au viorile moderne, a fost construită în anul 1555 de către Andrea Amati. Vioara a devenit imediat un instrument răspândit atât printre muzicieni cât și printre nobili. Spre exemplu, în anul 1560, regele Carol al Franței i-a comandat lui Amati 24 de viori. Cea mai veche vioară care există și în zilele noastre a făcut parte din acest lot, fiind construită de Amati în 1564, la Cremona. Vioara are următoarele părți: corpul viorii, față, spate, eclisele, bara de rezonanță și popul, gâtul viorii, capul, gâtul propriu-zis, tastiera și prăgușul, și părțile independente, cum ar fi călușul, coardele, cordarul sau bărbia. Printre cei mai cunoscuți constructori de viori, sau lutieri, cum li se mai spune, îl amintesc pe Andrea Amati, Giuseppe Guarnieri și, bineînțeles, poate cel mai cunoscut, Antonio Stradivarius. Viorile lui Antonio Stradivarius sunt considerate ca fiind cele mai bune din lume. Dar de ce sunt viorile Stradivarius cele mai bune din lume? În literatura de specialitate există mai multe teorii care încearcă să explice sunetul unic al instrumentelor Stradivarius. Însă, până în ziua de azi, a rămas un mister. Probabil cu toții ați auzit de Niccolò Paganini, poate cel mai cunoscut violonist al tuturor timpurilor. Paganini a fost și compozitor, dar și un geniu creativ. El este primul care a introdus tehnica pizzicato-ului la vioară, o tehnică împrumutată de la chitară. Intenția lui Paganini a fost aceea de a face din vioară un instrument complex, capabil să se acompanieze singur. Prima piesă în care Paganini a introdus această tehnică este chiar
lucrarea La Molinara pentru vioară solo, pe care o veți asculta în următoarele momente. Următoarea lucrare pe care sunt sigur că o să recunoașteți a fost scrisă de Johann Sebastian Bach, inițial pentru flaut, iar eu o voi cânta la vioară. Sper că v-a făcut plăcere să fim împreună preț de câteva minute în care v-am împărtășit o mică parte din magia acestui minunat instrument. Mulțumesc Radio România Muzical pentru invitație, iar vouă, copiilor de orice vârstă, vă urez la mulți ani! Thank you.
Thank you.